Sâmbătă, în data de 18 aprilie, la Giurgiu va avea loc prima ediție a competiției de lupte greco-romane, Memorial Victor Popescu. CSM Dunărea Giurgiu organizează turneul cu ocazia zilelor orașului, iar printre participanți se numără cluburi sportive din toată țara. Concursul va avea o largă participare, iar pentru asta se va organiza la sala polivalentă Chauncey Hardy. Următoarea competiție este Memorialul Victor Popescu, care va avea loc în data de 18 aprilie la Giurgiu, competiție pentru care ne pregătim având invitați foarte importanți, cluburi foarte importante de lupte greco-romane, dar în afara acestor sportivi și-au anunțat participarea foste mari glori ale sportului românesc. Și aici mă gândesc la foști campioni olimpici mondiali. În doar un an și două luni de activitate, secția de lupte a adunat aproximativ 50 de sportivi care au obținut rezultate remarcabile la diverse competiții. La ultimul concurs organizat la Vâlcea, din 9 sportivi giurgiuveni participanți, 8 au fost finaliști, iar 7 s-au ales cu câte o medalie. Au văzut eforturile pe care noi, antrenorii, le facem pentru promovarea sportului implicit a luptelor la Giurgiu și au fost bucuroși de secția de lupte din Giurgiu, de numărul mare de sportivi existenți în secția noastră și ne-au promis participarea, ne-au promis că ne onorează în data de 18 aprilie la sala polivalentă. Memorialul Victor Popescu este prima competiție de lupte greco-romane organizată la Giurgiu de la desființarea secției în urmă cu 20 de ani și până acum.